Vineri, un tir încărcat cu butelii a luat foc la Mihăilești, în apropierea locului unde, în urmă cu 12 ani, a avut loc explozia devastatoare. La scurt timp de la izbucnirea incendiului, buteliile au început să explodeze, iar pompierii, polițiștii și localnicii au părăsit zona. Imediat ce situația a permis, pompierii au stins incendiul în urma unei acțiuni de aproximativ 2 ore. Din fericire, nu au existat victime, ci doar pagube materiale. Circulația rutieră pe DN2-85 a fost oprită timp de mai multe ore, după care s-a circulat cu restricție. Mai multe echipe de la drumurile naționale au intervenit și au refăcut în întregime porțiunea de covor asfaltic distrusă. În cursul zilei de sâmbătă s-a făcut și reasfaltarea acelei zone, deoarece datorită temperaturilor foarte mari și primul și al doilea strat de asfalt au fost deteriorate și de aceea s-a pus intervenția în regim de urgență. La ora actuală circulându-se în mod normal. Cine plătește lucrarea pe care cei de la drumuri naționale au făcut-o acolo? Urmează ca după finalizarea anchetei să se stabilească vinovății și implicit și obligația de plată acestor cheltuieli. Astăzi, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prefectul județului Buzău a ținut să-i felicite pe toți cei implicați în stingerea incendiului și protejarea populației pentru modul exemplar în care au acționat. Puțin mai devreme în Comitetul Județean de Situații de Urgență, le mulțumeam colegilor pentru modul în care au acționat. Inclusiv dumneavoastră, mass media la un moment dat au arătat câteva imagini surprinse, fie de dumneavoastră, fie de participanții la trafic la momentul respectiv. Un moment deosebit a fost momentul în care ei au încercat să apropie ca să stingă și au început să sară în aer butăliile. Se vede pe imagine foarte clar modul în care s-au retras să pună la adăpost, în așa fel încât să nu avem un al doilea Mihăilești, o tragedie, așa cum a fost cu mult timp înainte. Eu consider că și-au făcut pe deplin datoria. Se pare că prima tragedie de la Mihăilești a însemnat un punct de cotitură și un moment zero în care au analizat foarte bine situația și acum au acționat ca la carte. Potrivit prefectului județului Buzău, costurile reparațiilor vor fi suportate de vinovați, dar numai după ce aceștia vor fi stabiliți de anchetatori.